Caz șocant în orașul Rădăuți. Un bărbat a fost înjunghiat mortal în propria locuință de un fost deținut. Individul a fugit de la locul faptei și a mers într-un parc, acolo unde a rănit și alți oameni. Polițiștii au reușit să-l prindă înainte să mai facă și alte victime. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colegul meu Cristian Cosmaciuc. Cristian, bună ziua! De ce a recurs bărbatul la un asemenea gest? Bun găsit! Polițiștii iau în calcul mai multe variante, cum ar fi un conflict între vecini sau chiar o tentativă de tâlhărie. Cert este că agresorul și-a ucis victima cu mai multe lovituri de cuțit, însă nu se știe dacă asta s-a întâmplat de cum i-a fost deschisă ușa sau dacă cei doi au petrecut mai mult timp împreună până să se producă atacul. Bărbatul însă a fugit imediat, iar pe urmele lui a plecat fiul victimei, care se afla în aceeași casă, însă nu a apucat să intervină. Autorul crimei a ajuns într-un parc, acolo unde a atacat la un moment dat alți doi tineri care încercaseră să ajute la prinderea sa. Într-un final, acesta a fost oprit și imobilizat de către doi polițiști care se aflau în zonă și care au auzit zgomotele din parc. Bărbatul este recidivist. Acesta a fost eliberat anul trecut din închisoare, după ce a ispășit o pedeapsă de 23 de ani, tot pentru crimă. Polițiștii au întocmit și acum un dosar penal pentru omor și îl audiază pe agresor pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs gravul incident. Cu mai multe detalii revenim însă la știrile Focus de la ora 18.